Primele cazuri de elevi care au încercat să păcălească măsurile drastice de securitate au fost semnalate la centrul de examinare înființat la Colegiul Tehnic Auto. De aici 3 elevi aveau să fie scoși din examen. Au fost eliminați 3 elevi, 2 de la Șerban Cioculescu și unul de la Liceul Auto. Pe motiv, 2 au fost prinși, au avut asupra lor copiuțe, iar unul a avut telefonul mobil. Cine l-a detectat pe cel din urmă? Am înțeles că s-a intervenit cu un aparat special care detectează telefoanele, semnalul. Din punct de vedere al elevului, cred că este dezonorant ceea ce s-a întâmplat, știindu-se faptul că toate sălile de examen sunt supravegheate video, deci nu aveai nicio șansă să produci o fraudă. Deci aici este dezonoranța. Iar din punct de vedere al Comisiei Județene, este un act de corectitudine care nu face altceva decât să arate că în acest județ totul se face corect și la vedere. Recordul însă în materie de elevi depistați în timp ce fraudau examenul de bacalaureat a fost stabilit de Colegiul Lorin Sălăgean, unde 22 de elevi au fost eliminați din săli. Deși nu am cerut informații clasificate, nimeni nu ne-a oferit niciun punct de vedere în legătură cu cei 22 de elevi eliminați ieri de la examenul de bacalaureat de la Colegiul Tehnic Lorin Sălăgean. Lor li se adaugă alți 8 absolvenți de liceu de la Colegiul Tehnic Domnul Tudor. Din păcate, niciun reprezentant al celor două centre de examen nu a oferit vreun punct de vedere cu privire la firul evenimentelor. Aceeași situație și la Colegiul Tehnic Domnul Tudor din Drobeta, Turnul Severin. Nici președintele Comisiei de Bacalaureat, nici directorul Instituției de Învățământ nu au fost de găsit pentru a da vreo explicație cu privire la cei 8 elevi eliminați ieri din timpul bacalaureatului. Cum au reușit cei 33 de elevi să copieze până când au fost descoperiți, nu se știe. Cert este că Inspectoratul Școlar a demarat o anchetă pentru a stabili dacă vreunul dintre candidați a avut complici în rândul supraveghetorilor. Din declarații pe care le-au dat dumnealor, are și faptul că nu au observat ceea ce se producea în clasa respectivă, au fost destul de ascuns, să zicem, așa consideră dumnealor. Deci, din ceea ce s-a spus ieri, se pare că supraveghetorii nu au fost părtași la acțiunea pe care au produs-o candidații. Elevii care au fost eliminați de la bacalaureat ca urmare a unor tentative de fraudă nu mai au voie să se prezinte la examen timp de 2 sesiuni, adică până în toamna anului viitor.